Bună dimineața, prieteni! Este 6:40 de minute, sunt zorii zilei, oamenii se trezesc și merg la serviciu. Aș fi vrut ca acest clip video să fie în direct, dar nu pot pentru că am fost blocat de Facebook. Angela Gonța s-a plâns împreună cu colegele ei, toți împreună s-au plâns pe internet pentru că le-am filmat casa. Dimineața asta începem în fața Procuraturii Generale. Aici sper că se vede. Deși e foarte întuneric. Așa. O începem aici pentru ca procurorii să nu se mai prefacă că nu văd și nu aud, că în Republica Moldova s-au făcut și se fac hoții, că în Republica Moldova filat cu placotniuc au bătut palma și au reușit să fure a doua oară de la moldoveni cei ce le aparține. Tot pe ce a fost pus sechestru, adică 250 de milioane de dolari SUA, a reușit cumva să scape Vladimir Placotniuc, să-l scape pe Vladimir Filat, a reușit cumva să se înțeleagă și IPTEH, terenuri, case, bunuri, imobile, toate n-au mai ajuns la moldoveni. Au ajuns din nou înapoi la cei care au jefuit Republica Moldova. Am adunat probele, le-am dus la procuratură și am mers acasă la cei care îi acoperă, pentru că ei toți sunt o apă și un pământ, pentru că ei toți sunt, de fapt, un tot întreg. Când Filat ieșea din pușcărie, bineînțeles cu ajutorul lui Placotniuc mult mai devreme, Angela Gonța scria pe Facebook să înțeleg că astăzi o să priviți toți știrile TV8. Cu alte cuvinte, dând de înțeles că între ieșirea lui Filat din pușcărie și știrile TV8 sau TV8 există o legătură strânsă. Iată că Filat nu se sfiește să ne prostească și să ne mintă. Cred că vă amintiți cum spunea că fiul lui, Luca Filat, care a fost prins cu foarte mulți bani nejustificați la Londra, care au fost confiscați, spunea că acești bani nu au nicio legătură cu Republica Moldova. Minciună, fals, ori fiul lui a fost unul dintre membrii Consiliului de Administrare al IPTEH SA. Da, unul dintre cei care conduceau sau erau proprietarii acestei companii extrem de profitabile în Republica Moldova, pe care Filat a privatizat-o în 99 și pe care statul trebuia să o ia înapoi în 2016. Dacă nu se înțelegeau cu Placotniuc, vă reamintesc în timpul când Placotniuc era tot puternică Republica Moldova, în timpul regimului, așa cum spunem noi, în timpul dominației oligarhice a lui Placotniuc, Filat și familia lui câștigau în instanță. Nașii, finii, primeau decizii de instanță care îi permiteau să scoată de sub sechestru și să-și pună înapoi la buzunar toate averile. Toate astea nu erau să fie posibile doar dacă nu s-a înțeles Filat cu Placotniuc. Și în tot acest răstimp, moldovenii au fost mințiți și prostiți. Tot așa vă minte Filat, este un clip video în care spune că pentru ultima dată când s-a întâlnit cu Filat, Filat spune că ultima dată când s-a întâlnit cu Placotniuc a fost la pușcărie, în CNA, în izolator, acolo unde Placotniuc i-a povestit ce o să facă. Este o minciună, ei au mai vorbit de foarte multe ori, s-au mai întâlnit și au bătut palma, bine, uneori prin intermediere, pentru că Filat era la pușcărie, iar Placotniuc era în libertate, Placotniuc își făcea macazul așa cum vroia în Republica Moldova. Sunt în fața procuraturii și pentru un alt motiv, pentru că chiar aici, alături, putem să vedem acest contrast izbitor între cei care au jefuit Republica Moldova cu milioane și miliarde din banca de economii, da, din sistemul nostru bancar, și cei care stau în rând pentru o pâine. În fiecare dimineață, din zori, începând cu ora 6, aici se face rând în fața magazinului Franzeluța pentru pâine. Această mașină aduce pâinea. Acest automobil alb, acest microbuz alb aduce pâine și oamenii vin de dimineață, de pe la orele 6, să prindă rând pentru pâinea socială, așa se numește, pentru că ea costă doar 3 lei, este mai ieftină. Vreau să vă întreb, domnule Filat, domnule Placotniuc, domnule procuror, nu vă este rușine când veniți la muncă aici alături și când aveți pe masă probele să vă faceți că nu le vedeți și să lăsați pe acești oameni să scape cu miliarde furate în timp ce oamenii trebuie să stea în rând pentru o bucată de pâine? Nu vă este rușine pentru acest fapt? Nu vă este rușine când treceți pe alături, când dați ochii cu acești oameni, când vă umpleți buzunarele, când veniți acasă în case de lux sau când priviți știrile pe care le citește din câteva ori pe săptămână Angela Gonța cu lacrimi în ochi și ne spune că săracii bătrâni nu au de o bucată de pâine, săracii bătrâni nu au de medicamente,
venind acasă într-o casă de lux, de 400.000 de euro, din banii furați de la moldoveni din Banca de Economii. Nu vă este rușine vouă, eu v-aș invita să veniți aici, să le spuneți acestor oameni, dar și multor altor oameni, că este doar un magazin. Acolo mai în jos mai este încă un magazin, mai este încă o franzeluță, ia uitați-vă. Și atașa în fiecare dimineață, prieteni, în fiecare dimineață, la magazinul Franzeluța, se întâmplă rânduri, se întâmplă cozi, oamenii stau în rând. Alături de Ministerul de Interne, alături de Procuratură, oamenii prind rând din zori pentru o bucată de pâine. Și pentru că sunt blocat să fac live-uri, voi fi nevoit să montez acest clip video și să-l dau mai departe. Dar ce vreau să vă spun este că n-am să mă opresc. Doamna Gonța, Rață și restul propagandiștilor care aveți rolul de a acoperi, rolul de a bate palma, de a-i acoperi pe cei care au furat, de a le spăla imaginea și de a-i murdări pe cei care spun adevărul. Voi care aveți rolul să nu mai afle moldovanul adevărul, să-i manipulați, să-i duceți în eroare, să-i prostiți pe moldoveni ca la alegeri să voteze iară în traiurea, iarăși să scumpească, iarăși să fie greu, iarăși să fie rău, iarăși să fure, așa cum s-a furat și până acum. Voi ăștia nu o să reușiți să ne legați la gură, prieteni. Și vă rog foarte mult, pentru că acele clipuri video care nu sunt în direct, sunt mult mai greu de distribuit, sunt mult mai greu de făcut publice. Distribuiți, vă rog, acest clip video. Dați de știri la moldoveni, lasă moldovenii să vadă ce se întâmplă în Republica Moldova. Ce rânduri se formează de dimineață la Franzeluța, la pâine, pentru pâinea, pentru pâinea noastră cea de toate zilele. Dragi prieteni, din zori oamenii sunt nevoiți să stea în rând, pentru că ăștia au furat cu nemiluita și s-au umplut banii, saci cu bani. Și au culme nesimțirii încă să ne blocheze pe Facebook. S-au plâns, da, da, au scris solicitare oficială la Facebook și au cerut Vlad Bilețchi să fie blocat pentru că ne filmează proprietățile, ne filmează casele, ne filmează adresele de domiciliu. Vă imaginați, prieteni? Da, da, asta au făcut ei. Sunt deranjați. Haideți să-i deranjăm până la capăt. Haideți să le arătăm că nu pot să fure și să-și bată joc fără să le spună nimeni nimic. Se vor găsi oameni ca mine care o să-i filmeze și care o să le arate. Se vor găsi oameni care îi vor pune la punct. Dar aceste rânduri, această batjocură, trebuie să înceteze. Rândul de la ora 6:50 de minute dimineața în fața magazinului Franzeluța de pe strada Ștefan cel Mare, intersecție cu Armenească. Oamenii stau în rând pentru pâinea socială. Domnilor procurori, domnilor de la Centrul Național Anticorupție, nu vreți voi, estimabililor, să mergeți acasă la Dodon, la Filat, la Plahotniuc și la ceilalți, să-i întrebați de unde au miliarde și cum s-a ajuns că oamenii trebuie să stea în rând cu o bucățică de pâine? Puțin mai jos, alt magazin Franzeluța, la intrarea în piața centrală, vis-a-vis, iarăși oamenii stau în rând pentru pâinea socială. Deci nu este un fenomen, nu este un loc pe care l-am ales așa, întâmplător, ci este o regularitate. Ar trebui să ne adresăm la Franzeluța sa ca să găsim o soluție, să nu mai stea oamenii ăștia în rând în fiecare dimineață, în zori, pe acest frig cumplit afară, la minus grade temperatură. Franzeluța de la Docuceaev, același magazin, aceleași rânduri. Aceasta este o situație pandemică, peste tot, la fiecare magazin Franzeluța. Oamenii stau din zori în rând ca să iau o pâine socială de 3 lei, iar alții se le făiesc în miliarde și milioane furate. Domnilor procurori, eu insist, luați atitudine. Mi-ar fi plăcut mult ca acest clip video să fie în direct, dar nu pot să-l fac în direct pentru că sunt blocat. Pentru că s-au plâns pe mine Angela Gonța și prietenii lui Filat și a lui și a celor de la TV8 care sunt profund nemulțumiți că filmez averile și demonstrez faptul că sunt complici, demonstrez faptul că nu în lupta lor cu Plahotniuc, dar împreună cu Plahotniuc și-au salvat averile și spunem ceea ce lor nu le convine. Tocmai de asta voi fi nevoit să-mi fac și un canal de YouTube. Am să las aici în comentarii linkul către canalul meu de YouTube, astfel încât atunci când voi fi blocat aici, să pot vorbi acolo, iar dumneavoastră să puteți vedea și să puteți distribui mai departe aceste informații. Pentru că eu abia am început și am foarte mult a spune despre toate furăciunile și înțelegerile lor. Și vreau să spun acest lucru și vreau să arăt acest lucru pentru ca nimeni să nu mai trăiască cu iluzia că cineva luptă cu corupția,
că cineva este presă liberă și independentă, că Filat ar fi victima lui Plahotniuc, că Plahotniuc ar fi cel rău, iar Filat ar fi cel bun. Nu, ambii sunt o apă și un pământ, ambii sunt același lucru, ambii ne-au furat, ambii ne-au deposedat de averi și ambii trebuie să ne întoarcă foarte multe milioane înapoi la stat. Astfel încât oamenii să nu mai stea în rânduri pentru o bucățică de pâine, să nu mai stea cu mâna întinsă cerșând sau să nu fie nevoit să fugă peste hotare. Dar nu pot să fac aceste clipuri video în direct, nu este nicio problemă. Cei ce nu ne omoară ne face mai puternici. Dar pentru dumneavoastră am o întrebare, cei care depuneți plângeri la Facebook ca să fiu blocat, ca să nu pot face clipuri video în direct și să nu pot publica câte 24 de ore absolut nimic. Chiar credeți că legându-ne la gură veți face mai multă dreptate? Chiar credeți că punându-ne bocancul în gură sau legându-ne mâinile, blocându-ne pe Facebook, faceți mai multă dreptate? Deveniți mai bune? Oamenii o să vă iubească mai mult? Nu. Dimpotrivă. Dimpotrivă, vă dați arama pe față, vă dați masca pe față. Eu am să public aici în comentarii ce am primit de la Facebook, ce notificări am primit de la Facebook, în care scrie foarte clar că s-au plâns pe aceste postări. Înseamnă că îi deranjează, înseamnă că spunem adevărul. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pe dumneavoastră, prieteni, că distribuiți, că distribuiți aceste mesaje și le faceți virale. Avem sute de mii de urmăritori, avem zeci de mesaje, sute de mesaje, avem la un videoclip avem peste 500 de mii de vizualizări. Jumătate de milion de oameni au văzut ce înseamnă furăciunea și complicitatea. Eu vă mulțumesc pentru asta, prieteni.